Deșteptarea. Un magazin de Statele Unite mai vinde de acum celebra ivermectină doar clienților ce prezintă o poză cu ei și calul lor. Deci o poză de buletin în care se apară și... Dar de unde știi că e calul lor? Adică ce, nu te poți fotografia cu un cal? A, asta bineînțeles că se poate, dar poate în Statele Unite nu... N-or fi cai liberi, da. Da, n-or fi cai liberi pe drum, cum e la noi. Ai văzut vreun cal priponit la marginea drumului în Statele Unite? Nu, dar în România caii sau vacile fac parte din traficul comunelor, adică fără ei. Și acum nici nu știu dacă ar trebui să dăm vina neapărat pe vaci sau pe cai, pentru că noi ne-am dus cumva peste ei, am făcut șosele pe vremea când se făceau șosele. Păi da, peste... Da, păi zic să rebăgăm căruțele atunci în... Eu zic că vacile ar trebui să aibă prioritate acolo în... Au, oricum. Da, oricum au, că n-ai, nu te pui cu... Știi șofer care le ia la depășit? Da. Ideea este că știți, consumul ăsta de ivermectină de către oameni a provocat suficiente îngrijorări în lumea întreagă și mai ales în Statele Unite. Acolo Administrația pentru Medicamente și Alimente a emis un avertisment privind medicamentul. Spune așa: în primul rând, medicamentele pentru animale sunt adesea foarte concentrate, fiindcă ele sunt folosite pentru animale mari. Poftim, ca vacile și cai despre care vorbeam noi, care pot cântări cu mult mai mult decât noi, o tonă. Nu cu foarte mult, doar cu o tonă. Asemenea, doze ridicate pot fi extrem de toxice pentru oameni, mai arată acest avertisment. Din acest motiv, magazinele care vând astfel de medicamente pentru animale solicită mai nou o poză cu tine și cu animalul tău. Mie mi-a plăcut asta, ce a povestit proprietarul acela de magazin. Așa. De magazin cu substanțe pentru animale, știi? Un vin clienții și tot povestesc că... Da, 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 i-a zis, dar n-am cine știe ce efecte secundare, luăm de o bună bucată de vreme și singurul efect secundar pe care l-am, spune cetățeanul care a venit să cumpere ivermectina, este că nu pot vedea dimineața. Deșteptarea